Este în evaluare licitația respectivă, nu știu să vă spun eu. A fost termen de depunere a propunerilor, a ofertelor respective, este în evaluare. Am datorii probabil de 10 de miliarde, 20-30 de miliarde care sunt cu toți furnizori de energie electrică, de motorină, de piese, materiale. Domn director, oamenii nu vă mai vor la conducere, ce faceți? Să vină altul mai puternic. Oamenii le-a ajuns cuțitul la os, de sunt înjurați, unii călători ne dau și dreptate când suntem în traseu, pentru că nu sunt decât câte două mașini pe un traseu, chiar câteodată rămâne și câte unul. Am avut oameni cu ochi scoși, am avut destule necazuri din pricina că nu se onorează frecvența mijloacelor de transport în comun la ora actuală. Călătorii m-au aruncat din autobuz, nu mi-au dat voie să urc, mi-au spus să rămân în stație, cum au stat și ei 40 de minute. Noi vrem și asta să mergem, dar dacă ne dă ceea ce ne-au promis, bani să ne plătim gazele, că mașinile astea din cauza că n-au achitat la furnizor. De aia nu circulă, că dacă achitau la furnizor, omul ăla nu poate să dea la infinit. Ciclul de funcționare este expirat și nu se mai pot circula cu ele. Deci noi riscăm, am riscat, am mai riscat în continuare, dar nu știu cât o să, cât se mai poate risca.